Colonelul cu dreapță. Sluga pleacă să-ți facă serviciul înainte de a înțelege despre ce serviciu e vorba. René de Car. Șeful lagărului cu era un bărbat scund, roșcat, cu un chip rotund și șters precum cu o radieră, ale cărui trăsături nu ți le puteai aminti din clipa din care nu-l mai vedeai, chiar dacă înainte de asta te-ai fi uitat la el Câțiva ani la rând. Această impresie o lăsa poate și pentru că, atunci când vorbea, nimeni nu se uita în direcția lui. Pentru deținuți, era mai interesant să-și privească vârful bocancilor, nasturii de la haine, mâinile crăpate și pline de bătături, orizontul, norii de sus, munții din depărtare. Omul fără chip era însă plin de mari ambiții în predicile sale, cum erau denumite cuvântările ce petreceau deținuții la muncă în fiecare dimineață, el le vorbea adeseori despre rolul benefic al sistemului penitenciar. Închesoarea, afirma dânsul visător, e o fereastră prin care privim spre viitor. Temnița influențează omul sub aspect moral. E necesar pentru o societate sănătoasă. Ca fiecare membru al ei să treacă măcar pentru o perioadă cât de scurtă prin aceste școli de călire fizică și morală a cetățeanului. Am avea atunci, cu siguranță, o societate ideală. Închisoarea e o universitate a vieții. Aici omul învață să trăiască în colectiv, prin colectiv cu colectivul. Aici poporul ar trebui să se recicleze în mod obligatoriu umanizarea omului ar trebui să treacă mai întâi prin dezumanizarea lui. Frigul, foamea, frica, mizeria, teroarea din penitenciare îl călesc și îl fac ca frigul, foamea, frica din societate să îi se pară benefice, iar un temnicer adevărat este conștiința unei națiuni, purificatorul ei. Temnița este cea care ne ajută să vă izbăvim de lene, de indisciplină, de trufie și de tot ce îl face pe om neom. Ea devine un teren ideal de stârpire a răului, iar binele poate să triumfe numai în luptă cu răul, nu? La aceasta slujesc cele peste 50.000 de mii de închisori din țară. Fără de acestea, omul ar pierde nu numai simțul măreț al epocii, dar și pe cel al propriului eu dacă ai pune mintea ăstuia pe un cântar, zicea Mendelstam despre comandantul închisorii, ar fi mai ușoară decât nimicul. Cu dreapță avea de toate, cuvântări, putere, bogăție, robi. Nu îi lipsea decât imaginația. Cu toate acestea, colonelul era un om cu gusturi fine, îi încolona pe deținuți și îi punea să meargă în pas de front, la cantină, la muncă, la plimbare înainte de munca istovitoare de 12 ore din zonă, dimineața le fixase un sfert de oră de gimnastică. Un deținut trebuie să aibă corp sănătos, le zicea el muribunzilor. Crease cercul de dans cu repetiții după muncă, de la care nu se putea ischiva nimeni. Visa să aibă și un teatru de operă, ca Severlagul, unde fusese închiși toți soliștii de frunte de la Bolșoi Teatr. Către zonele de muncă îi îndemna să meargă cântând cu plete mobilizatoare. Seara, când brigada revenea târându-se obosită, se supăra dacă nu auzea cântecul de departe. Pe noi deținuți îi întâmpina cu fanfara. Și pe morți îi conducea la groapa comună cu muzică de Tchaikovsky interpretată de o orchestră simfonică încropită în lagăr. Acest ritual se desfășura odată la câteva zile pentru că în restul timpului muzicanții munceau împreună cu ceilalți deținuți la tăiat pădure sau la cărat pietre. Păcat că morții nu pot auzi cât de solemn îi petrecem pe ultimul lor drum, s-ar bucura și ei sărmanii, rostea dânsul compătimitor. Pentru că își servea cu credință patria, visa și el la un ordin, la o medalie cât de mică dar acestea iată că nu soseau. Poate peste secole închisoarea aceasta îmi va purta numele, visa dânsul de față cu mare de deținuți și ștergea o lacrimă imaginară din colțul ochiului. În fiecare duminică, cu dreapțev îi aduna pe întemnițații săi în casa de cultură ca să le țină lecții de educație a omului nou. Puneți-mi întrebări, îi îndemna el. Hai, academicienilor, laureaților, teologilor, întrebați-mă ce nu știți voi, ca să vă spun eu. Uite tu, filozofule!" I se adresa el lui Mendelstam. Am auzit că ai scris câteva cărți și atunci, cum dracu de sunteți atât de proști?" El îi ura pe intelectuali. Eu mă bâlbâi când vorbesc, dar voi vă bâlbâiți pe hârtie." Lucru mult mai grav, pentru că bâlbâiala mea o ia vântul, iar a voastră rămâne. Eu scriu puțin, dar orice semnătura mea decide soarta a mii de oameni. Scrisul vostru ce decide? Pe cine pune el la carceră? Pe cine îl scoate? Cui dăruie viață sau cui dăruie moarte? Câteodată devenea visător. He, să-l am eu aici pe profesorul meu de matematici dintre a cincea. Ce i-aș mai arăta eu acum cu cât este egal a patrat plus B patrat. Cu dreapță avea o plăcere deosebită să-i muștruluiască pe academicieni, scriitori, savanți cunoscuți pe tot mapamondul. Mă, voi aveți crimă în voi! Voi v-ați născut criminali! Apoi se apuca să le explice ceea ce aceștia nu puteau sau nu voiau să înțeleagă nici în ruptul capului. Noi vrem să schimbăm țara din temelii, cu tot cu temelii. Cei al de voi care ați spurcat-o cu învățătura vor fi izolați, ca elemente primejdioase. Cei ce nu poate fi controlat trebuie interzis și lichidat. Omul nu trebuie învățat cum să gândească, el trebuie învățat ce să gândească. Iar la asta voi nu sunteți buni. Scrisele voastre descurajează și morții. Dar noi avem nevoie de lucrări mobilizatoare pentru cei vii. E păcat să stricăm gloanțele cu al de voi. Pușcăriile reeducă, ele formează convingeri ferme. Nu e nevoie de multe, ci de una singură, dar marginile ei să coincidă cu cele ale țării. Mai întâi însă trebuie să curățim prezentul de trecut, religia de Dumnezeu și istoria de regi și împărați ca să lăsăm în ea numai proletariatul. Doar așa vom putea îndrepta lumea, cu târnăcopul, lopata și hrlețul. Munca a prefăcut maimuța în om, acum târnăcopul urmează să-l facă pe om Dumnezeu. Pentru această lume nouă în care trebuie să despărțim vechiul de nou, sugestia cu apele care se separă de pământ cu ajutorul toiagului nu prinde. Aici ele, apele, trebuie lovite cu ciomagul. De ce moșneagul acela bălbâit Moise a botezat apele prin care a trecut Marea Roșie? Nu de aceea oare că era o mare de sânge? Poate și el, ca și noi, nu mai avea timp să despartă cu bisturiul binele și răul care erau îngemănați, trăind împreună ca siamezii, ci aș nepăi de la oaltă, sperând că binele nu poate să moară de tot și răul nu poate să învingă de tot. Lupta ideologică se ascute, zicea și făcea o pauză ca și cum ar fi auzit niște împușcături îndepărtate. Apoi continua. Ceea ce vă spun eu nu vă este accesibil, nu pentru că sunteți proști, ci pentru că aveți altă croială. Aici colonelul cobora vocea de parcă urma să le împărtășească o mare taină. Țara noastră e într-o permanentă stare de război. Acum ne războim cu dușmanul cel mai periculos, și pentru că acesta poate fi depistat mai greu. Săptămâna trecută. El a fost obligat nici prin cap să vă treacă și în birou politic al partidului. Ne batem cu al de voi, burghezi și intelectuali, care trebuie izolați, statul nostru fiind primul din lume care întemeie o societate fără clase, la care Mendelstam comenta în șoaptă, chiar aceștia fără clase îl și conduc. Libertatea îi se părea lui cu o golonie, o șmecherie îndreptată împotriva bunului simț, iar lumea din afara lagărilor îi se arăta ca una captivă. El ținea să lase ocnașelor săi impresia de lup uman care avea în grijă niște oi inumane. Diminețile se plimba prin fața coloanelor cu pistolul lui greu care se bălăbănea la șold, trăgându-l în jos, și cu capul greu de vod ca băut în ajun, aceasta, cumpărată din rațiile jalnice ale deținuților, furate de la cantină, mărturisindu-le. Știți care e defectul meu cel mai mare? Bunătatea! Ia o să mă vâr în mormânt. Drama mea personală este că am fost investit cu un pistol doar ca să nu mă folosesc niciodată de el. Dar cât aș vrea să trag din acesta, măcar așa de o probă. Mă tem însă că dacă aș începe să trag, nu o să mă pot opri până la ultimului glonz și până la ultimul deținut, pentru că niciunul dintre voi nu merită milă. Mă, voi toți sunteți plini de păcate ca oaie de scaieți, luavar dracu!" li se adresă el supărat. Vă răzbine bine în cap ce vă spun, altfel veți rămâne proști ca în prima zi de lagăr." Altădată le zicea, sunt la dispoziția dumneavoastră, eu, supraveghetorul vostru, clientul vostru, robul vostru, interesându-se și de condițiile de trai ale deținuților. Mi s-a raportat că o duceți bine, că n-aveți nicio plângere. Într-o zi, Bobrov, șeful de șantier, brigadierul brigadierilor, îndrăzni să-i transmit o doleanță a lucrătorilor săi care nu-și puteau îndeplini norma din motiv că umblau mereu lihniți de foame. Da, nu, 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 avem nicio plângere, totul e bine, ba chiar foarte bine, am dorit doar să ne mai adăugați puțină pâne, pentru că murim de foame. Toți au rămas mirați de îndrăzneală lui Bobrov, pentru că acesta era o canalie. Cu îl privi precum un uliu care își fixase prada. Bobrov se simțea ca un câine râios care a mușcat și acum așteaptă să fie pedepsit. Aștepta lovituri de picior, plesnituri de harapnic drept răsplată pentru curajul de a fi mărăit la stăpân. Tu, bă, tu care te-ai îngrășat ca un bou de când te afli în lagăr, tu zdohnești de foame. Iertare, rog să fiu scuzat. Ei, vezi, rostiel blând, ai noroc că sunt bun, zise cu dreapțev, și întinse mâna să-i o sărute. Bobrov căzu în genunchi și îi pupă brațul ca unui preot. Apoi cu dreapță se întoarse cu fața către ceilalți deținuți și le spuse pe un ton împăciuitor. Eu vă înțeleg, dar voi, mă, oricât ați mâncat, tot flămâni sunteți. Țineți minte, n-ați venit aici să vă îmbuibați. Îmi pare rău, dar nu vă pot da mai multă pâine, pentru că, dacă o să vă dau pâine, o să-mi cereți și unt, iar dacă o să vă dau unt, o să-mi cereți și vodcă. Și dacă vă dau pâine, unt și vodcă, o să pretindeți după aceea să vă dau și femei. Și tocmai asta eu n-am voie să fac. Cu Cudreavțev era apreciat de organele centrale pentru că executa toate indicațiile în termen, dar numai mușchii întemnițaților știau cum. Conform programului, deșteptarea suna la ora 5. Dar în anumite perioade ale anului, când aurora boreală făcea din noapte zi și planul de dare în exploatare a unui sau altui obiectiv nu era îndeplinit, iar controlul putea să pice dintr-o clipă în alta, cu Dreptsev, da ordine ascunse ca acele ornicului, unicul ceas montat pe clădirea administrației, să fie mutate cu două ore mai înainte dimineața și cu două ore în urmă seara și cum nimeni nu cunoștea ora adevărată, deținuții neavând voie să poarte ceas, cele 12 ore de muncă se transformau în 16. La acestea adăugându-se două ore de drum către și dinspre șantier, plus o oră de menaj cu gimnastică, apel, dimineața și o alta înainte de stingere și încă una la prânz, astfel că pentru somn le rămâneau mai puțin de trei, cel mult patru ore, iar acestea urmau să le ajungă ca să-și refacă forțele. În lagărul lui Cudreavțev îi plăcea să se joace de-a Dumnezeu. El era un mare amator de spectacol. Acum câțiva ani, când grupul de truțchiști a intrat în greva foamei, Cudreavțev a venit imediat în baraca lor. Mă!" Voi sunteți capabili să vă sinucideți în grup, ca balenele. Ce dracu v-a făcut să urâți atât de mult viața? Ce v-ar putea convinge că ea e totuși frumoasă? Poate doar un glonț în ceafă? De ce nu vă respectați lor? Cum ați vrea atunci să vă respecte alții? Ce doriți?" Să discutăm cu un membru al biroului politic." De ce numai cu unul?" S-a mirat cu dreapteu. Eu îi voi chema pe toți să facă o ședință în deplasare. Doar sunt tovarășii voștri de luptă, nu? Peste câteva zile, la Zarianca au sosit Stalin, Jdanov, Kalinin, Iagoda, Beria, ca să discute cu rebelii trotschiști. Deținuții erau entuziasmați, făceau schimb de păreri privind problemele statului. Teoretizau despre Revoluția permanentă, lansau sugestii care ar fi apropiat victoria Revoluției mondiale, propuneau îmbunătățiri la știința socialismului proletar. Abia către sfârșitul dezbaterilor, când Stalin a ridicat lingușitor de jos creionul care căzut din mâna lui cu dreapțăv, acesta din urmă comportându-se și el ca un membru al biroului politic, deținuții și-au dat seama că totul fusese un simulacru. Aceștia nu erau decât niște foști mari actori din grupul teatral al deținuților, care, grimați și îmbrăcați în uniforme militare sau în civil, au jucat roluri de membri ai biroului politic. După aceea, plângăreții au fost coborâți în minele de uraniu, unde au și dispărut pe rând. Dar cu dreapță zâmbea și acum, amintindu-și de acel coloquiu ca de una dintre cele mai de seamă realizări ale veții sale. E o plăcere să stai în culise și să urmărești cum se desfășoară scena, repeta el mereu cuvintele unui regizor bătrân care visa să monteze Hamlet în subteranele de la Zarianca. Cu avea trăsături de cezar obosit, care cucerise un imperiu și nu știa ce să facă cu el. Într-o zi colonelul își începu lecția politică într-un mod aparte, Azi vin să vă vorbesc despre fericire. Filozofii deveniră curioși. Cei care aspirau universul se făcură atenți, iar Mendelstam strecură printre dinți. De unde a aflat acesta ce n-a cunoscut omenirea în istoria ei de zeci de mii de ani? Dar cu dreapță credea altceva. Fericit este doar cel care se teme de toate. Atunci, cel care fură din proviziile noastre de cartofi, e un nefericit iremediabil, a conchis cu tristețe Medelstam. El nu are teamă nici de conducerea lagărului, nici de noi, nici de Dumnezeu, dar cine să-i spună să se teamă ca să fie și el fericit? Omul va ieși de aici înnoit spiritual abia după ce își va trăi toată frica, concluziona cu dreapță. Pentru el frica era un alt sinonim al vieții, pe când în concepția cercului de filozofi, ea nu era decât un alt sinonim al morții. Când vorbea șeful penitenciarului, deținuții de regulă tăceau ca niște cadavre și numai când încheia, Bobrov, șeful de șantier, brigadierul brigadierilor, sărea militărește înaintea lui cu brațele strâns lipite de cusătura laterală a pantalonilor și îngâna umilit cu multă sârguință. Ordonați, tovarășe, comandant! Iar cu dreapță, de fiecare dată, îi răspundea cu vocea lui spartă ca un cazan căzut pe asfalt. Ma, vă ordon să fiți fericiți! Și se retrăgea în birourile lui administrative cu satisfacția lucrului împlinit.